Pentru trei zile de tratamente, de acum farmaciile pot elibera antibiotice fără rețetă, dar completând o declarație pe propria răspundere. Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății, pentru unele antibiotice și antifungice de uz sistemic, farmaciile vor putea elibera fără rețetă o doză de urgență pentru un tratament de 72 de ore, adică trei zile. Pentru eliberarea acestora va fi necesar ca pacienții să completeze o declarație pe propria răspundere că nu au ridicat din altă unitate farmaceutică cantitatea maximă Maxima aferentă dozei în cursul aceliași tratament. Printre antibioticele ce pot fi eliberate direct la farmacie în doză de urgență se numără oxacilina, ampicilina, doxicilina și oxicilina. De asemenea, medicamentele din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic prescrise de către medici se eliberează pacienților sau aparținătorilor acestora de către farmaciști angajați în cadrul unităților farmaceutice autorizate exclusiv în baza prescripției medicale. Potrivit ordinții valabilitatea prescripției medicale reglementate prin ordinul citat nu poate depăși ultima zi a tratamentului, conform modului de administrare și duratei tratamentului recomandat de către medicul prescriptor. Prescripția medicală se reține în farmacie și poate fi eliberată fracționat doar în cadrul aceleiași farmacii, fără a depăși cantitatea totală prescrisă. Prescripția trebuie să cuprinde date precise, inclusiv seria și numărul ei, datele pacientului, codul de diagnostic, informații detaliate despre medic medicament, semnătura și codul de parafal al medicului, precum și data eliberării. Totodată, farmaciștii vor trebui să raporteze zilnic antibioticele și antifungicele eliberate fără rețetă.